Mergem mai departe. Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a recunoscut că măsurile de sprijin destinate beneficiarilor în contextul crizei economice nu sunt substanțiale, însă sunt o compensare parțială a cheltuielilor. Și tot ministrul a mai spus că sunt purtate negocieri cu Comisia Europeană pentru a continua aceste măsuri sociale până în anul 2027. Majoritatea fondurilor europene sunt alocate pentru investiții și ele sunt motorul de dezvoltare al României, însă trebuie să știm că avem în gestionare și Fondul Social European. Avem din perioada anilor 2007-2013 această așa zisă moștenire a mecanismelor prin care gestionăm inclusiv banii care sunt destinați voucherelor sărăciei sau voucherele sociale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene recunoaște că ajutoarele oferite de stat în contextul crizei economice nu sunt tocmai consistente și negociază cu reprezentanții Comisiei Europene pentru prelungirea aplicării unor măsuri sociale. Într-adevăr, sumele sunt mici, dar de la început ne-am propus ca să fie o compensare parțială acestor cheltuieli pe care oamenii le au în această perioadă în care prețul la utilitățile publice, dar și prețul la produsele alimentare a crescut aproape unele produse, cum este uleiul de floarea soarelui, a scăpat de sub control, dar din acest punct de vedere ne dorim ca aceste măsuri să poată să fie puse în aplicare și pentru anul viitor. Pensionarii aflați în dificultate spun că aceste vouchere sociale ar fi binevenite, însă banii tot nu sunt suficienți în comparație cu prețurile actuale. Știți că s-a stabilit că se va acorda un ajutor unic de 700 de lei și niște vouchere la 2 luni în valoare de 250 de lei. Sunteți de acord? Asta e. Bineînțeles că sunt, dar aproape că nu mai fac speranță. Pentru că au mai fost la un moment dat, aveam atunci 1500, sub 1500 și a făcut întâi mărirea de 10% și n-am mai, așa că acum nu mai fac vise. Sunteți de acord cu aceste praguri? Pentru că din ce am înțeles va fi vorba de ajutorul de 70 de lei pentru persoane cu pensie sub 1500 și voucherele pentru sub 2000 de lei. Sunteți de acord cu aceste praguri sau trebuiau să fie mai mici sau mai mari? Ar fi bine dacă s-ar și materializa, pentru că nu mai trag așa, nu mai fac calcule cu ei. Chiar mi-ar prinde bine. Ăla e ajutor? Înainte să mor? Cum e treaba? Aia sunt bani? Nu prea sunt bani. Asta e așa o... Când ai da două boabe la o pasăre, nu se poate. Nu se poate trăi cu asta. Atât timp cât prețurile merg, energia este inexplicabil de ridicată. De ce? Nu știu. Să ilumineze Dumnezeu pe conducătorii țării, să aibă grijă de popor. Că dacă nu mai există poporul, nu mai există nici parlament.